gata, pregătit să intre în arenă. Din Franța vine Alexander Tumacek. Aplauze, încurajări! Alexander își pleacă într-un wheelie foarte frumos. Arbitrii n-au fost de acord cu această plecare. V-am spus, arbitrii sunt din țări în care acest sport înseamnă foarte, foarte mult. Sunt arbitrii și concurenți cu experiență, de aceea nu permit niciun fel de abatere de la regulamente. Odată acest sport fără echipament de protecție. De aceea Alexander a fost întors pentru a-și pune o protecție pentru coloană. Foarte importantă. Foarte frumos. O săritură foarte energică cu picioarele pe rezervor. Un burnout foarte frumos și o plecare în forță. Trebuie să vă mai spunem că avem astăzi înscriși 25 de concurenți din 9 țări pentru marea finală de mâine, pentru marile finale de mâine. Mâine dimineață, începând cu ora 10, aici în parcarea aceea complexului Romexpo, vor avea loc finalele. Așadar, vă așteptăm și mâine! Cu siguranță aveți ce vedea, este un sport plin de îndemânare, adrenalină și nebunie. În continuare, Alexandru ne arată îndemânarea lui, controlând motocicleta fără să folosească mâinile. Să-l încurajăm pe Alexandru, are nevoie de aplauzele voastre. Niște cerculețe foarte frumos executate. Dacă se străduiește puțin, dă și roata față jos. Foarte frumos, să-l aplaudăm și el v-a salutat. Niște cerculețe strânse, stând pe șa, foarte frumos, și o plecare în rolling burnout.